În ultimii ani de liceu trăiam marea bucurie că voi absolvi și voi merge la universitate, acolo unde ești atât de aproape de împlinirea marelui tău vis. Purtam însă cu mine și un fel de teamă că aș fi poate prea puțin pregătită pentru niște provocări atât de mari, singură într-un oraș străin și în fața unor profesori pe care nu i-am văzut niciodată. Dar mi-am spus, s-au descurcat atâția tineri, am să mă descurc și eu și am mers la universitate. S-a întâmplat să fiu printre cei mai buni studenți din grupa mea. După ore merg la bibliotecă și studiez aprofundat temele. La seminare dau cele mai complete răspunsuri și primesc note bune. Dar am observat că la una dintre materii primesc note la fel de bune și colegii care se prezintă mereu nepregătiți. Și asta m-a pus pe gânduri. De ce muncești degeaba? Ia caietul cu conspecte, pune 200 de lei în el și lasă-l pe masa lectorului. Îl vei găsi la pauză tot acolo pe masă, doar că fără bani. Și ai să primești notă bună la examene fără să pierzi timpul prin biblioteci. Eu am continuat să studiez ca să-mi împlinez visul, dar lectorul a început să aibă fel de fel de obiecții și chiar să-mi scadă notele. Nu știu ce să fac. Să-i povestesc despre toate mamei? Să merg la decanat și să mă plâng? Cui să spun? Într-o zi chiar am strecurat niște bani în caiet și am fost la un pas de a-l lăsa acolo, pe masă, dar m-am răzgândit. Eu vreau să obțin succese meritate. Am luat banii înapoi și nu m-am mai gândit niciodată la astfel de șiritlicuri. Văd la fiecare oră caiete pe masa lectorului. Mă gândesc mereu dacă e corect că tac și mă întreb ce trebuie să fac. Orice instituție de învățământ superior are responsabilitatea publică să respecte politicile de echitate și etică universitară. Atunci când este suspectat un caz de corupție, favoritism sau orice alt act conex corupției, este important să comunicăm acest fapt administrației. Rector, prorector, decan, șef de catedră sau o altă persoană de încredere. Instituțiile creează mecanisme pentru a facilita examinarea cazurilor, telefoane de încredere, e-mail-uri, personal specializat. Cazul trebuie să fie atent examinat de către comisia sau consiliul de etică al instituției, care va crea condiții pentru ca studentul să fie evaluat exclusiv pe criterii de merit, iar fapta profesorului să fie sancționată disciplinar. Pentru acte de corupție în procesul educațional, cadrul didactic riscă să fie concediat din funcție. Totodată, cazul poate fi sesizat la Linia Națională Anticorupție. Nu tolera corupția. Denunță manifestările de corupție la Linia Națională Anticorupție 0800 5 de 5.